Uitându-ne la Evanghelia de astăzi, vom întâlni o pericopă interesantă din punct de vedere al structurării ideii de bază. O scăldătoare, un slăbănog, un șir nesfârșit de ani, 38 la număr, în care slăbănogul stătea lângă scăldătoare și face o afirmație exagerat de interesantă când spune că eu nu am om să mă arunce. Întâlnim două lucruri distincte. Cât de mărunți putem fi la suflet dacă în viața noastră particulară n-am reușit vreodată să stârnim compasiunea cuiva să ne facă un bine? Noi vorbim întotdeauna de câteva calități biblice. Iubirea de aproapele, care e poruncă biblică, iubirea aproapelui ca pe tine însuți, iubirea aproapelui din cape Dumnezeu, din tot sufletul, din tot cugetul și din toată inima. Vorbim de iubirea agapis, ceea ce înseamnă filantropia de azi, care o vedem în stânga și în dreapta. Vorbim și de iubirea eros, ceea ce înseamnă ușor dezmăț, ca să folosim un termen așa mai simplu, să nu murdărim cuvintele. Și vorbim de iubirea dumnezeiască, deci iubirea cea nebună a lui Dumnezeu, adică trebuie să simți nevoia să comunici cu Dumnezeu. Acum este ceva nefiresc, dacă vei întreba vreodată un om credincios ce înseamnă iubirea de Dumnezeu, el va exploda în cuvinte frumoase și va spune: eu din asta trăiesc, eu cu asta mă hrănesc, simt nevoia tot timpul să mă rog, am pace, am liniște, îți va descrie o stare a lui personală care ține de iubire. Dacă vei întreba o fată sau un băiat îndrăgostit care iar tălpile sau tropăie ovăsul și el îți va spune o înșiruire de sentimente, așa cum le auzim de multe ori, părinte, nu pot fără el sau nu pot fără ea, sau simt că nebunesc, sau mă topesc de dorul ei, sau mă topesc de dorul lui. Numai că acest dor are și un început și un sfârșit. Consumerismul ieftin numit sexualitate. Deci nu duce întotdeauna la ceea ce ar trebui de fapt să ducă, la eterna și veșnica familie, care înseamnă bărbat și femeie, care înseamnă rezultatul biologic a ceea ce înseamnă creșteți și vă mulțiți în conceptul biblic și moșteniți pământul, sau ceea ce înseamnă în fața lui Dumnezeu, mare taină, zic, în Hristos și în biserică, prin faptul că Hristos a binecuvântat nunta de la Cana Galilei, iar scopul întâlnirii a doi tineri este tocmai căsătoria lor și nu consumerismul ieftin, așa cum vedem noi, exploatată orice televiziune, orice ziar, orice revistă, în care și un produs, dacă nu se vinde și pui o femeie dezbrăcată, gata, îi crește ratingul. Eu consider, și nu iau ca pe un afront, sau să nu ia cineva ca un afront, dar mi se pare mult mai sensibilă și mai valoroasă femeia din punct de vedere ca mamă, ca soție, ca soră, ca mătușă, ca bunică, sau ca orice ar fi ea, sau chiar ca prietenă, ca să fii nevoită să faci din ea un reclam din ăsta ieftin, banal, dezbrăcând-o, numai ca să poți să promovezi un produs. De aceea consider că femeile care se respectă și femeile care vor să se respecte pot să arate cu inteligența, cu mintea, cu capul, cu gândirea, cu manifestarea, cu lucrarea, cu tot ce fac ele în societate, că sunt apte să fie femei vrednice, nu neapărat dezmățându-se. Deci aici trebuie să fim un pic atenți. Biserica nu poate stopa lucrul acesta. Mereu aud câteodată forme de revoltă de genul: dar ce face biserica pentru asta? Ce ar trebui să facă? Să ia vreo 5 valuri de pânză neagră sau roșie sau albastră și să facă niște șorți, să treacă pe stradă, pe unde umblă o femeie dezbrăcată, zic că luați cadou o fustiță din asta ieftin. Nu-i treaba. Asta ține de moda și de educația și de morala din tine. În momentul când simți să te respecti ca persoană, ai, ca model,
Fecioara Maria și Sfintele Femei, avem o căruță de sfinte în calendar, dacă vrem să o urmăm pe vouna, o urmăm, asta noi decidem. Și avem în același timp model pentru bărbați pe Mântuitorul Iisus Hristos și o căruță de sfinți, o pleiadă întreagă pe care îi putem urma ca și concept, ca și mentalitate. Biserica nu poate îi impune în mod forțat. A fost ceva de-a lungul istoriei, undeva prin Florența sau în partea Italiei, un Geronimo și mai nu știu cum, Savonarola sau cam așa îl chema, care la vremea respectivă, ca și episcop, ca și preot al bisericii lui, ca și mentor, ca și pastor, ce era el în zona respectivă, în catolicism, a impus o viață austeră în care bogații au început să ducă o viață din asta onestă, să-și vândă averile, să trăiască apostolic și bineînțeles că toți cei din societate au făcut în așa fel, l-au dat pe mâna Inchiziției, l-au ucis, l-au ars pe rug și după aia mai târziu, la 150 de ani, l-au și canonizat tot ei ca sfânt. Adică când s-a atins de orgoliu feminin și uman, a devenit dușmanul bisericii, pentru că se crede și se merge pe conceptul că biserica întotdeauna trebuie să se adapteze societății și nu harului Duhului Sfânt, lucru greșit total. Și mai târziu, când și-au dat seama că intenția lui era una creștină, pură și bună, l-au declarat sfânt. Adică asta este interesant la oameni, că deși Iisus le-a vindecat bolnavi, mai târziu au simțit nevoia să-l vadă bătut în cuie pe cruce. Deci e un concept de antiteză. Cum o fi arătând binele paralel cu rău sau față în față cu rău? Binele stă răstignit pe cruce și răul îi bate cuiele. Am trecut și peste acest mod de iubire, ne întoarcem la filantropie, ceea ce se leagă și de slăbănogul nostru de astăzi. Când vorbesc de cuvântul slăbănog, deja vorbim de întreaga gamă, poate slăbuți la minte. Ați văzut că acum, în perioada în care trăim noi, a mai apărut o modalitate asta, adică când s-au inventat psihologii. Sunt tot felul de copii din ăștia mai nărăvași, mai aprici, mai aprinși, mai iuți, mai au energie, că sunt copii. Și se duc la psiholog și psihologul inventează o bomboană din asta, așa, un fel de artificiu. Are un coeficient de gândire depășit de vremea în care s-a născut și nu se adaptează societății, adică n-a primit două jordii la fund la timp și acum băiatul are personalitate și mama și tata se pleacă în fața personalității lui. Adică minus educație se cheamă sindromul. Iar la mulți le-a intrat în cap, deși sunt proști, bâtă și grămadă, ca să folosim un termen logic pe înțelesul tuturor, se duc să-și facă IQ. Dacă stai la telenovele și la manele, nu o să ai IQ niciodată. Stând cu cărți în mână, studiind, învățând, citind, căutând lucruri interesante, descoperind lucruri interesante, informându-te tot timpul, nu la TVR, deci informându-te din bibliotecile care stau pline de praf pentru că nu mai interesează pe nimeni. Poți să-ți faci o cultură generală ca atunci când te vei duce să-ți verifici IQ-ul, ca la termometru, să-ți iasă câteva grade pe mercurul care urcă. Dacă nu,